Continuăm jurnalul cu super exclusivitatea momentului. Mario Iorgulescu face primele declarații legate de procesul de tentativă de omor. Mai mult, după 3 ani de la incidentul tragic, își cere iertare în mod public pentru tot ceea ce s-a întâmplat și cere să se facă dreptate ce-i roagă însă pe judecători. Vedem chiar acum. Remind me once again just who I am because I need to know. Mi-am luat 3 ani cu executare pentru ceva ce nu am făcut. Deci oricum o dai nu e bine. M-au făcut să par ultimul criminal cap de mafie. Cel mai trist este că în țara în care trăim, oamenii se bucură pentru răul altuia. Eu nu sunt un criminal. Am făcut o greșeală și vreau să profit de acest moment să-mi cer iertare față de toată lumea, mai ales față de familia care a rămas fără un membru din cauza mea și le transmit sincere condoleanțe. Mario Iorgulescu a oferit în exclusivitate pentru SpyNews.ro primele declarații după accidentul pe care l-a provocat în urmă cu 3 ani. În tragedia din 2019, un om și-a pierdut viața, iar fiul lui Gino Iorgulescu a fost internat într-o clinică privată scumpă din Italia. Acum, după atâta timp, Mario a găsit puterea să vorbească despre cele întâmplate. Și eu, la rândul meu, am suferit leziuni extrem de grave, având 7 coaste rupte, ambii plămâni perforați și intestinele rupte. Am stat în comă 3 săptămâni și după ce am ieșit din comă, am plâns 1 an și jumătate, fără exagerare, în fiecare zi în hohote pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu aveți idee cât de mult regret incidentul și aș face orice să dau timpul înapoi, dar din păcate nu se poate. Nu mai știu cum e să iubești și vă rog să mă credeți pe cuvânt când vă spun că mi este foarte greu. Mario Iorgulescu a revenit și pe rețelele de socializare, unde îi cere îndurare lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă pentru lucrurile pe care le-am făcut, iartă-mă pentru lucrurile pe care le-am spus, dar cel mai important, iartă-mă pentru lucrurile pe care le-am gândit. Amin. Și asta nu este tot. Mario a publicat și alte mesaje de iertare. Dacă Dumnezeu mă poate ierta, doar așa puteți și voi. Iertați-vă unii pe alții, așa cum Hristos v-a iertat pe voi.